Sala Natura de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost inaugurată după lucrările capitale de reparație. De rând cu renovarea tavanului, instalarea unui nou sistem de iluminare, punerea în valoare a podelei executată din piese de teracotă cu peste 100 de ani în urmă, au fost supuse unor intervenții speciale și exponatele. Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. În timp ce muncitorii lucrau la reparația scărilor de acces la intrarea principală a muzeului, vizitatorii se bucurau de deschiderea sălii după renovare. Foarte frumos, ne place. Nu am fost de mult și acum avem ocazia să venim cu rudele. Copiii sunt atrași de animăluțe, le plac. Odată cu ei ne mai amintim și noi. Pe durata lucrărilor de reparație, după 4 decenii, în premieră și exponatele au trecut printr-un proces de renovare. S-au făcut lucrări serioase la tavanul sălii, am pus în evidență această podea, descoperind frumusețea ei așa cum a fost chiar de la începutul secolului 20. Atât cele de botanică, cât și cele de zoologie și în special păsările, mamiferele, restaurare taxidermică, fiind înlăturate careva deficiențe sau urme a timpului. Natura este unica sală în care se asigură condiții de acces la exponate persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz. A fost realizată audiodescripția în limbile rusă, engleză, franceză și desigur în limba română, pentru ca ei să audă, să vadă tot ce se întâmplă în sală. Aici pot să scaneze QR codul, este video în limbaj mimico-gestual. Un eveniment mult așteptat în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului va avea loc în sudul țării. De la Căușeni va avea loc deschiderea Bisericii Adormirii Maicii Domnului, restaurată din bani americani, o investiție de $1.068.000. A venit și Guvernul Republicii Moldova cu o contribuție la această restaurare. Pentru lucrările de reparație a sălii Natura, din bugetul de stat s-au alocat 200.000 de lei.